Bună și bine v-am regăsit! Vreau să vorbim astăzi despre parfumuri pentru o mireasă. Nu am făcut niciodată un video de genul acesta și nici nu am avut ideea asta vreodată, nu știu de ce, dar am primit un mesaj de la una dintre voi care mi-a spus că ar vrea să fac un video de genul acesta pentru că vrea să cumpere un cadou pentru o mireasă și m-am gândit să vin cu recomandări de parfumuri pe care eu le văd potrivite pentru ziua anunții sau pentru un cadou pentru o viitoare mireasă. Ei bine, vreau să încep cu niște parfumuri care nu sunt în colecția mea, însă le-am aici pe o listă. Stați așa să văd că am trecut eu mai multe aici pe listă, dar am tot tăiat din ele, mă refer la cele din colecție și mi-am trecut aici trei parfumuri pe care nu le am în colecție, însă mi-ar plăcea să le am și mi se par potrivite pentru o mireasă. Și o să încep cu Bridal de la Elisab, pe care l-am testat recent și de obicei retestez parfumurile ca să fiu sigură, dar mi-a rămas gândul la Bridal și mi se pare potrivit pentru a fi purtat în ziua anunții, dar și pentru a fi făcut cadou unei mirese. Pentru că, nu știu, se usucă diferit de orice am testat eu până acum, elegant, feminin, romantic, chiar mi-a plăcut foarte mult cum se dezvoltă și cu siguranță o să mai merg să-l mai testez. Chiar vreau zilele viitoare să merg să testez și eu noutățile, vedem dacă au băgat prin magazine. Și da, mi s-a părut interesant Bridal, mi se pare interesant și denumirea, adică frumos. Chiar vă recomand să îl testați. Poate, nu știu, eu vă dau idei, voi merge și testați și vedeți dacă vi se potrivesc. Mai departe, alte parfumuri pe care le văd eu potrivite pentru o mireasă sunt parfumurile de la Le Parfum de Rosin. Nici nu știu, cred că așa se numesc, cred că așa se numește casa, dar o să vă pun pe ecran poze și denumirea. Mi-a atras atenția această casă și m-a dus cu gândul imediat la o mireasă, sticla pe care eu am văzut-o, o să vă pun pe ecran o poză. În general au niște sticle foarte interesante și potrivite pentru ziua nunții, mi se par așa potrivite pentru videoclipurile acelea care se fac cu nunta, pentru pozele de la nuntă și nu vă spun despre parfumurile acestea doar pentru că arată bine sticlele. Cele din gama Ballerina sunt superbe, superbe. Știu că această casă are ca și vedetă trandafirul în parfumuri, însă eu am testat un parfum de la Le Parfum de Rosin și chiar mi-a atras atenția și aș vrea să mai testez și altele. Dacă v-au atras și vouă atenția parfumurile acestea, Le Parfum de Rosin, le găsiți pe Esențe de Lux, pe toate. Și dacă nu le găsiți pe site, sunați și vă pot comanda cei de acolo. Ideea e că uitați-vă pe Fragrantica ce vă atrage și apoi mergeți și puteți cumpăra de la el. Sunt niște parfumuri delicate, sunt feminine, sunt cu trandafir, ce am testat eu era un trandafir fructat, dulce, chiar mi-a plăcut foarte mult. Dar analizați și voi pe Fragrantica pentru că pe acestea chiar nu avem unde să le testăm. Trecem mai departe la un alt parfum pe care nu îl am în colecție, însă îl văd potrivit pentru o mireasă ce caută un parfum pentru perioada caldă. Și aici m-am gândit la Beachwalk de la Maison Margiela și m-am gândit și la un alt parfum care seamănă cu el de la Tom Ford, este Soleil Blanc sau Eau de Soleil Blanc. Eu în magazin am testat Eau de Soleil Blanc, mi-a plăcut foarte mult, este un parfum cu cocos, cu ylang ylang, un parfum floral, tropical, proaspăt și elegant în același timp. Așa văd și parfumul de la Maison Margiela, îl văd un parfum elegant pentru perioada caldă, dar și parfumurile de la Tom Ford tot așa le văd, elegante, tropicale și potrivite pentru perioada caldă.
Cam asta este ce nu am eu în colecție și v-aș recomanda să testați. Apoi, ia să văd eu dacă mai am ceva. Nu mai am nimic. Trecem la parfumurile din colecția mea și dacă tot am vorbit despre parfumuri pentru perioada caldă, o să continui tot așa cu parfumuri ceva mai proaspete. Un alt parfum pe care îl văd eu potrivit pentru o mireasă este English Pearl and Freesia. Un parfum cu frezie, cu pară, este un parfum proaspăt, floral și elegant. Îmi place foarte mult parfumul acesta, mi se pare așa curat, curat și să știți că este un parfum care a primit complimente. Îmi place foarte mult cum miroase. O să încep să îl folosesc și da, mi se pare potrivit pentru o mireasă, dar din nou testați, testați. Un alt parfum proaspăt pe care îl văd potrivit pentru o mireasă, să știți că am ales parfumuri din toate categoriile pentru că depinde foarte mult pentru ce perioadă vreți parfumul și depinde de preferințe. Așa că suntem la cele proaspete și luminoase, fructate, tropicale și elegante și Chloe Love Story este un parfum luminos, un parfum cu flori albe, fructe, citrice, este proaspăt, floral și regăsim și aici trandafirul pe care îl regăsim, este un trandafir proaspăt pe care îl regăsim și în Chloe, doar că mi se pare că acesta este mai luminos, mai citric, are și o combinație de mai multe flori albe, avem și neroli în acesta. Este un parfum frumos și elegant, simplu și curat, aș putea să spun, și proaspăt, dar miroase foarte bine și sticluța este foarte frumoasă, chiar îmi place mai mult decât cea de la Chloe. Și denumirea este potrivită pentru ziua nunții, de exemplu, Chloe Love Story arată foarte frumos, mă gândesc și la partea asta, pentru că știu că se fac pentru catalogele de nuntă niște poze superbe, speciale și am văzut multe cu pantofi și parfum. Arată bine o poză de genul acesta la nuntă, iar acesta mi se pare foarte potrivit. Trecem mai departe la Issey Miyake Tropicey, un alt parfum elegant, floral și foarte frumos. Pe acesta intenționez să-l port foarte mult în această primăvară. Este un parfum cu liliac, este proaspăt, este migdalat, este și dulce, dar uite, dacă vreți un parfum cu liliac pentru ziua nunții, vi-l recomand pe acesta. Nu mi se pare că sticla ar da bine în acele cataloage, zic și eu. Ne gândim la toate variantele când vorbim despre parfumuri pentru mireasă și da, nu știu dacă ar da chiar bine, dar parfumul este superb. Se simte o migdală, un pic amăruie, un pic dulce, se simte liliacul atât de frumos în acest parfum și îmi place mult de tot. Mult de tot. Anul trecut nu cred că l-am purtat cine știe ce, dar anul acesta vreau să-l port mai mult. Chiar mi-am făcut curățenie la parfumuri și le-am mai bine organizate încât să nu mai rămână pe acolo, să uit de ele. Da, îmi place foarte mult și acesta. V-am spus, mi se pare și elegant, mi se pare și feminin, mi se pare și romantic. Este primăvara într-o sticluță și îmi place. Și persistă și bine parfumul acesta. Următorul parfum este de la Mikalev și se numește Ananda Dolce. Este o bijuterie, după cum vedeți, sticluța. O bijuterie și aceasta are 30 de mililitri, dar este un parfum de fapt, pe care eu l-am inclus în toate parfumurile mele, feminine și romantice. Este un parfum versatil, îl poți purta absolut oricând, chiar și vara, chiar dacă este un parfum ceva mai dulce,
Nu este leșinător, este așa un fructat natural, migdalat, dar are și floare de migdal, are și migdale, mi se pare și elegant. Și v-am spus eu că pe mine mă duce cu gândul la un picnic din acesta, romantic și foarte drăguț. Fac așa o imagine foarte frumoasă atunci când miros parfumul acesta și miroase a piersici, deci miroase a piersici coapte, a piersici proaspete. E super parfumul acesta, superb, superb, este și elegant, este și intens, persistă bine, deci le are pe toate. E minunat, minunat. Pentru ziua nunții chiar mi se pare foarte potrivit din toate punctele de vedere. Nu avea cum să lipsească parfumul acesta, pentru că știți că este și el inclus în clipurile mele cu parfumuri feminine și romantice, și acesta este foarte potrivit pentru o mireasă, foarte potrivit. Este și dulce, este și floral, este și elegant. Are o gardenie foarte, foarte frumoasă. Are o parte florală care e superbă. Și o parte verde, este un parfum deosebit, mi se pare o aromă unică și îmi place mult de tot, mult de tot. Da, îl recomand și pe el cu mare drag. Următorul este Irresistible de la Givenchy și trebuie să vă spun că aș include în clipul acesta foarte multe parfumuri de designer, cum este și Lintardi, cum este și Irresistible, chiar și Idol. Doar că am zis să-l includ pe acesta, este un trandafir fructat, moscat, este dulce, este proaspăt, feminin, romantic, și tot ce vrei. Deci, Irresistible mi se pare din nou un parfum foarte potrivit pentru o mireasă. Și la fel mi se pare și My Way de la Giorgio Armani. Am o parțială, este mai nou în colecția mea, este prima dată când îl vedeți. Este superbă sticla aceasta. Îmi place foarte, foarte mult cum arată. Foarte mult. Și puteți chiar să vă îndreptați către ceva mai nou, înspre My Way Nectar, ceva mai proaspăt și mai fructat, din ce am înțeles. Dar My Way, apa de parfum, originalul cum ar veni, este foarte potrivit și foarte frumos parfumul acesta. Avem o combinație de flori albe și vanilie. Este și dulce, și floral, și proaspăt, și feminin, și romantic. Nu ai cum să dai greș cu unele parfumuri de designer. Miroase foarte bine. Chiar sunt obsedată de el în ultima perioadă, pentru că îmi place mult de tot cum miroase. Dacă până acum am vorbit despre parfumuri ceva mai versatile, am vorbit despre My Way, Irresistible și Aura Sensuelle, sunt trei parfumuri pe care le văd foarte versatile. Ananda Dolce la fel, mi se pare un parfum versatil, proaspăt, tineresc, foarte romantic așa. English Pear & Freesia mi se pare din nou un parfum versatil și proaspăt, mai potrivit oricum pentru primăvară și vară, și pe A Drop This Day îl văd mai potrivit primăvara. Cel puțin eu așa simt să-l port pe A Drop This Day primăvara, pentru că ador florile, ador primăvara, ador vibe-ul acesta de primăvară când înfloresc pomii, când înfloresce liliacul, deci îmi bucură sufletul și ochii, să zic așa, și admir toate grădinile din calea mea. De această dată vreau să vorbim despre două parfumuri elegante, dar ceva mai mature. Și dacă vreți un parfum pentru nuntă, Idyl. Idyl de la Guerlain este un parfum elegant, un buchet de flori. Este un parfum cu liliac, lăcrămioare, mosc, bujor, iasomie și trandafir. Da, este buchetul miresei. Este frumos, este elegant și, din nou, mi se pare versatil. Dar este foarte frumos parfumul acesta și tot de la Guerlain
aș putea să recomand Angelique Noir. Chiar este un parfum foarte frumos și elegant, deosebit. Da. Tot din aceeași categorie este și acest Insolence de la Guerlain. Este un parfum pudrat și puternic. Mi se pare așa, pentru o mireasă gen zâna zânelor cu un buchet de flori mov. Și v-am zis că pentru mine acestea sunt parfumuri ceva mai mature, celelalte au fost ceva mai versatile, dar dacă vrei să-l porți în ziua nunții pe Insolence de la Guerlain, dacă îți plac parfumurile florale, dacă îți plac violetele, nu ai cum să nu ții minte toată viața ta ce parfum ai purtat la nuntă. Este un parfum puternic pe care cu siguranță o să îl ții minte. Dar din nou vă spun, trebuie testat. Trebuie testat parfumul acesta, dar este foarte frumos, foarte frumos și chiar vreau și eu să-l mai port. Am mai găsit o variantă, varianta veche de Insolence și e ceva mai dulce aceea, îmi place ceva mai mult. Nu știu, ori mi se pare mie, ori așa este, dar aici mi se pare că în acesta violetele ies mai mult în evidență și nu sunt atât de fructate. Avem și un iz fructat în parfumul acesta. Mi se pare că izul acesta fructat se simte mai bine în varianta veche de Insolence. Dar oricum îmi place. Este un parfum foarte frumos. Pentru mine miroase mai mult a mamă. Nu știu de ce. Îl pun în categoria aia de parfumuri pentru mămici. Nu știu de ce, dar e frumos. E frumos, ce să zic, și îl recomand și pentru o mireasă. Ieșim din zona parfumurilor gen buchete de flori și parfumuri elegante și ceva mai mature și mergem la un parfum ceva mai vanilat, dar nu se îndepărtează foarte, foarte mult pentru că este vanilat și îl recomand persoanelor care vor totuși un parfum ceva mai dulce. Doar că aici avem vanilie și un buchet de flori pudrate. În evidență iese vanilia mai mult, dar tot se simte aroma de flori. Este un parfum frumos. Sticla, cred că v-am mai zis într-un video, nu mi se pare cea mai minunată de fotografiat, deci mie nu prea mi-e pozele când fac la această sticlă poze, pur și simplu nu mi se pare că se potrivește în niciun cadru. Dar parfumul este foarte frumos, este delicat, este feminin, este dulce, floral, flori pudrate și vanilie, mai multă vanilie decât flori, dar e frumos, frumos. Și trecem la o altă categorie de parfumuri și ultimele trei parfumuri despre care vorbim. Ultima categorie, vorbim despre parfumuri pentru miresele îndrăznețe, nebunatice, puse pe distracție, care vor să aibă o nuntă la care să se distreze maxim și care iubesc parfumurile dulci și vin aici cu trei propuneri. Prima. I don't need a prince by my side to be a princess. Da. Este în contrast cu evenimentul, dar mi se pare perfect, pentru că de ce nu? Mi se pare un parfum potrivit, de exemplu, dacă vrei să faci așa un catalog cu poze, ceva mai funny, ce mireasă nu ar vrea să miroase ca o bezea într-o rochie albă, cu miros de bezele, bezele din acelea albe. Un miros dulce, superb. Deci nu ai cum, cred că vei primi complimente toată ziua. Toată ziua, toată noaptea, cum dorești. Da, este și proaspăt, deci îl văd un parfum versatil. Chiar sunt curioasă ce părere aveți voi dacă o mireasă ar purta parfumul acesta și ce părere aveți și despre pozele pe care le-ar face, v-am zis, cu pantofi cu toc, cu pozele acelea, cu pantofi, cu parfum, videoclipurile acelea, cu verighetele, cu... știți voi, știți. Eu nu știu că mai sunt încă la curent cu asta, dar din întâmplare am văzut astfel de poze. Da, mă mir și eu de mine. Un alt parfum pentru o mireasă veselă,
veselă și îndrăzneață este acest Oriana de la Parfum de Marly, un parfum cu floare de portocal, un parfum dulce, super prințesistic, girly. Din nou, îl văd foarte potrivit pentru o mireasă tânără și veselă. Și ultimul parfum prințesistic este Gramballo de la Casa Moratic Serjov, un alt parfum pentru o prințesică, pentru o prințesică pusă pe distracție, care de-abia așteaptă ziua nunții, care de-abia așteaptă să danseze cu invitații, să danseze toată noaptea, să-și facă dansul acela pe care l-a repetat mult timp, chiar și la dansuri. Când vorbim despre dansurile astea, am văzut pe TikTok niște dansuri din astea cu mirii și cu domnișoarele de onoare, foarte moderne, foarte frumoase. Da, chiar așa, cele trei parfumuri mi se par foarte potrivite pentru prințesele, miresele ceva mai moderne. Și acesta este un parfum pudrat, dulce, nu l-am mai purtat de mult. Avem caramel și flori. Miroase tare bine, tare, tare bine. Îmi place foarte mult. Chiar sunt foarte curioasă să îmi spuneți ce părere aveți despre recomandările mele, ce ați adăuga sau ce nu vi se pare potrivit pentru o mireasă, ce parfumuri nu vi se par potrivite pentru o mireasă, mai bine spus. Cam atât. V-am spus că eu am tot făcut clipuri cu parfumuri romantice și feminine și da, mai găsiți pe canalul meu parfumuri pe care le-aș recomanda pentru o mireasă, însă am vrut să fac așa o selecție din mai multe categorii și cam asta a ieșit. Sper că v-a plăcut, aștept cu mare drag comentariile voastre, aștept să-mi spuneți ce ați recomanda voi, ce parfum ați recomanda pentru o mireasă și ce nu ați recomanda din ce am ales eu. Chiar sunt curioasă, adică nu e cu supărare, oricum fiecare poartă ce vrea la nuntă, poartă ce simte să poarte, ce dorește, ce găsește, ce preferă și așa mai departe, în funcție de personalitate, de anotimp, de perioadă, de sunt multe, multe chestii la care te gândești. Dar, cam atât pentru astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram și dacă vreți să susțineți acest canal, vă puteți alătura și puteți să alegeți un abonament dintre cele patru. Oricum, orice abonament alegeți, o să aveți același conținut suplimentar. Noi ne vedem în curând. V-am pupat! Pa, pa!